Ne aflăm în Izvoran, voi aici filmați pentru camera 609. Ce se întâmplă dacă pică 0-ul și o să se numească camera 69? Păi se întâmplă asta. E așa un mic nu e spoiler, că se vede puțin, cumva se vede dintr-un intro. Deci se întâmplă, e așa un hint și, da. Nu ți s-a luat să fii masculul Alfa Matei? Pentru că peste tot unde ne uităm la Antena 1 apare și Matei. S-a întâmplat acum, am fost așa, serios, nu m-a așteptat, nimeni nu s-a aștepta. A fost așa o chestie, o întâmplare. Adică știam de insulă, dar eu când am ajuns acasă, chiar nu mă așteptam să apară proiectul ăsta așa și să fie legat. Și imediat după ce se termină insula, să apară serialul și pur și simplu a fost o conjunctură fortuită, eu mă bucur, dar... You worked for this, nu? Adică îmi imaginez că ți-ai proiectat-o la un moment dat. Ți-ai proiectat-o la nivelul ăsta? Cum să-ți explic? Da, în mod bizar mi-am dorit asta la un moment dat foarte, foarte mult. Am zis că, mamă, trebuie musai un rol, trebuie să fie protagonist, trebuie să fie într-un film sau un serial care să și dureze, adică să aibă o viață pe ecran și să fie văzut. Pentru că îți dorești asta, știi, ca actor. Bine, nu e chiar tânăr și neliniștit, adică nu o să fie chiar la nivel de tânăr și neliniștit, dar poate pe acolo. Dar este foarte... E o plăcere pentru noi să lucrăm la proiectul ăsta și asta contează, cred eu, mai mult. Și s-a întâmplat pur și simplu, imaginându-mi treburile astea, să ajung și la punctul în care să-mi spun, gata, a expirat momentul, nu mai visa la tot felul de chestii care nu o să vină, nu o să se materializeze, nu se vor întâmpla și până la urmă, exact în momentul ăla în care am renunțat la vis, atunci s-a materializat. Și a fost o surpriză pentru mine. Never stop dreaming, ăsta e mesajul? Cam asta ar fi, da. Cam asta ar fi. Okay. Dar întotdeauna să și lucrezi pentru asta. Uh-huh. Să și lucrezi la ceva. Chiar dacă nu e... Cumva am vrut să rămân în domeniu și am lucrat la propriul meu film. Am scris, am regizat niște scene din el. Am filmat 29 de minute, cum ar fi pe ecran, de timp pe ecran, din filmul de lungmetraj pe care l-am scris în timpul pandemiei. Și am rămas cu gândul în zona filmului. Am rămas cu gândul în zona asta, chiar dacă nu joc în el. Mintea mea și inima mea a rămas acolo. Eu vreau să te întreb pe tine dacă în lumea asta serioasă a actoriei, dacă vrei, nu ești ușor discreditat pentru că ești privit drept ăla, bă, ăsta e Matei Ispita, mă, nu putem să-l luăm în serios. Ai să râzi, dar nu, chiar din contră, și cel puțin colegii, actorii care sunt actori cunoscuți și știi, ei unul la mână nu știau că am fost la insulă. Dar nu, o iau doar așa ca pe un pic de trivia, adică li se pare a fost omul și la insulă. Mai mult sunt, primesc chiar extra respect pentru faptul că am terminat facultatea de arhitectură și aparent toată lumea când aude chestia asta zice, da, dar e o facultate grea și cum ai reușit, cum ai trecut prin toți aia 6 ani și ai absolvit până la urmă. Și adică nu se axează pe lucrurile negative și apreciez treaba asta. Nu zic acum că insula e o treabă negativă, dar ca idee, adică... E o treabă mai desuet așa, e o treabă mai neserioasă. Reality, da, exact. Pare genul ăsta, pare din exterior, dar... E treabă grea acolo, adică real vorbind, nu știu, tu să-ți faci rolul de ispită. Stai, hai să o luăm altfel, tu erai singur când ai plecat acolo? Da. Încă ești singur? O să aleg să fiu vag la... Deci nu e singur. Bun, asta voiam să zic. Deci nu ești singur neapărat. Să zicem că nu caut. Hai! Să zicem că nu caut. Ha, mă, Matei, că suntem băieți, mă, măi, cu d-astea. Suntem băieți. Nu, bă, nici n-am, nici... Nu a, nici n-am, nici nu am. Nici n-am, nici nu duc lipsă. Uite-te la mine cum arăt, sunt și actor, am fost și ispită. Adică hai să ne înțelegem. Dacă nici tu n-aveai, era o problemă foarte mare până la urmă. Dar de ce nu te-au ales fetele la date-uri? Că eu mă uit cu gagica mea la Insula Iubirii. Dar m-au ales la date-uri, eu am mers până la capăt la date-uri. Da, mă, dar nu atât de mult cum... Stai un pic, ce capăt? Despre ce capăt vorbești tu? Păi că stai, eu vorbesc... Nu, stai! De... Stai, mă! Nu te-au ales chiar cum au fost aleși alții, gen? Ba, nu, cred că am un număr de date-uri destul de ridicat. Le-a fost frică de tine? Nu cred. Nu, să se îndrăgostească? Nu, acum, sincer vorbind, nu cred că le-a fost frică, dar... problema cred că a fost la mine pentru că mi-am pierdut răbdarea. De ce? Cu timpul, cu vârsta, pur și simplu am observat treaba asta, că nu sunt atât de
ascultător, adică nu prea sunt acolo, știi, pregătit ca să ascult tot ce spune cineva, dar știu de la bun început, ok, e interesantă persoana, nu, și merg mai departe. Adică nu mai avem timp și de complezențe. Și nu, da. Ori, da. E adevărat că poate. Și obișnuit să pice ușor, acum real vorbim. În viața reală? Da. Da, mai mult sau mai puțin, da. Aia zic, vezi? Sunt și excepții. Adică, na, cum e în viață? 3%. Nu știu, n-am făcut o statistică. Mă rog eu frumos, da. Data viitoare când ne întâlnim să-mi zic, băi, erau 5%, adică să știu o treabă. Dar, nu, per total să știi că, uite, mie mi s-a părut, de exemplu, Claudia foarte ok dintre concurente. Cu ea m-am înțeles și cu ea am mers până la capăt, până la Dream Date. Adică nu mi se pare ceva. Am fost până în ultimul moment la date-uri. Am înțeles. Dar, bă, am atâtea întrebări despre insula asta, jur. Pentru că, uite, Maria Ilioiu a luat-o, între ghilimele, un pic. Am auzit ceva, să știi că sunt destul de deconectat. Adică trebuie să-mi spui, trebuie să-mi faci un update. A fost, e destul de razna după insula iubirii. A impactat-o foarte tare experiența asta, mai ales că ea a și plecat. Da. Dacă nu ești tare de psihic, mai ales că tu ai fost și ispita supremă de la început, între ghilimele, poate să te înmoaie? Adică poate să ți-o dea la cap, real vorbind? În cazul meu nu pot să zic că a fost vreodată așa. Pentru că depinde cum te poziționezi, înțelegi? Adică depinde cum consideri tu. Este un lucru important pentru tine sau nu? Eu când mă gândesc că, nu știu, vreau să fac film, țelurile mele sunt altele. Asta, da, insula, fun to do, drăguț, acolo un titlu și ispita supremă, whatever. Dar nu e ceva ce pot să zic că mă mândresc cu acel titlu sau că, cu experiența în sine. Da, a fost o experiență mișto personală, dar nu... Nu-mi dă o aură deosebită sau o impresie diferită despre mine. Și e pur și simplu un proiect la care am fost, am participat, am făcut niște descoperiri despre mine. Care ar fi ale? E foarte interesant să te observi pe tine în diverse momente. Știind că vei fi televizat la un moment dat, știind în felul în care interacționezi cu oamenii. Pentru mine, în ediția asta, a fost mai mult despre explorare, dar cât de natural pot să fiu eu într-o situație în care e totuși nenaturală faptul că ești filmat în continuu într-un grup destul de mare de necunoscuți, practic. Mai ales eu fiind introvertit, știu că e greu să creezi, dar sunt introvertit. Orice interacțiune umană mă drenează de energie, mi-e greu să fiu în... Păi după asta cu mine o să fiu obosit o oră. După ziua asta cu siguranță. Da, dar din fericire există diverse distrageri și sunt presărate foarte strategic în curtea de aici. E un mediu cunoscut pentru mine, deci am două avantaje. Și știu care sunt distragerile respective și o să mă vedeți. Bă, da, acum asta e ultima întrebare. Real vorbind, pentru tine, publicul feminin mai e o miză? Sau... Adică, ai cucerit asta? De ce ar fi o miză? Nu, niciodată n-a fost o miză. Niciodată n-a fost o miză. Eu vreau să-mi găsesc publicul mai mult în cei care ar merge la filmul meu, de exemplu. Ok, deci vrei să faci o conversie între ghilimele. Exact, asta e dorința mea acum. Okay. Nu știu exact cum voi face asta, eu vreau să-mi găsesc cum ar fi tribul. Da. Știi? Și acei oameni care, nu știu, vor să vadă filme noir, vor să vadă filme fantastice din universul Eliade sau Bulgakov, cei care mai citesc, știu, o carte fantastică. Știu, v-am pierdut. În cărți, mă, băi, mai băgat. Băi, Matei, tu m-ai băgat în cărți, mă. Știi, în zona aia de fantezie, de realism magic, acolo sunt oamenii mei și acolo aș vrea. Aia e miza mea, de fapt, și să-mi găsesc acel public. Păi am văzut că tu nici n-ascultai manele, bă, pe insulă, de te-a certat Ana, de te-au găsit toți dracii, ești nebun. M-am certat cu toți și mulțumesc lui Bogdan, mersi Bogdan, că m-ai ajutat să comunic, pentru că el nu a fost atât de drastic cum am fost eu. Un pic mai așa, ne fac colegii de la... Să rămână, așa, doamnă! Așa, gata, au venit fetele, că l-au văzut pe Matei, da, cred că asta se întâmplă. Păi da? Și... Da. Hai! Nu vă mai uitați așa la Matei, că e cu mine. Da, am dus o cruciadă împotriva manelelor, realmente. Mai mult pentru psihicul meu. Adică eu nu vreau să fac un manifest acum să zic de ce, să explic de ce, nu e în regulă, nu. Nu-ți place aia cu toate diamantele, am vrut doar liniștea mea acolo, pe insula atât. Nu mai avem ce să vorbim, mai luat un pic egoist la capitolul ăsta. Bă, deci mai luat cu Eliade, deși nu-ți place asta cu alu lui Gabriel cu toate diamantele. Du-te, Matei, să nu te mai văd. Dacă vrei să încheiem interviu așa, eu accept. Toate diamante. Ok. Te pup și îți mulțumesc. Mersi.